Trebuie decât să-i pună o inimioară și e gata. Și cu o figură speriată. Ai zis că asta o fi vreo din aia. S-a uitat și într-o parte. În două zile ăsta o să fie în limbă în fața mea aici, în genunchi. O să se roage de mine să fiu iubita lui. Știți că unele femei se mai xeroxează prin vecini, unele se mai xeroxează pe la serviciu. Era una nebună. Și mai ales când vede cât un coleg ăsta care are un xerox ca lumea, cu un cablu gros și lung, un ștecher de la mare în vârf. Oh. E cum să nu-i vine să bage ștecherul ăla într-o priză? Priză, da? Să-și bage ștecherul în priză și să-și tragă niște foi, nu? Să-l roage colegul, trage și mie niște foi la xeroxul ăsta. Da. Și după aia ies, bineînțeles, niște copii xeroxați pe care seamănă mai mult cu colegul. Nici măcar la prima întâlnire iei telefonul din mână și te uiți în el. Abține-te și tu măcar până fraierești, până să semneze. Și o gărgăriță, bineînțeles, că suntem oameni serioși. Uite așa cu mâna, cumva. Uite-le, fiind romantic, prima întâlnire a fost la dentist. Practic acolo ne-am cunoscut. Câtă dragoste! Motănelul și Puiuletele, cea mai fericită familie din tot universul. Da. Chiar era o slăbănoagă, era ca o capră. Puiuletele parcă mai mult o aducea vântul, așa o sufla cumva de la spate. Era slabă, era slabă. Acum se pare că este însărcinată cu viața bună pe care o are cu motănelul. Da. Și acum, din ciclul doi adulți serioși, își lipesc pe frigider hârtii cu lipite sau prinse cu gărgărițe. Ce? E așa special la mine? N-ai mai întâlnit așa ceva, zice Puiuletele. Persoană delicată, finuță, nu una dură, răutăcioasă. O, și viața frumoasă de prințesă. Trebuie să mângâiem prințesa, așa? Ce face fetițoară? Ce face fetițoară? Un om fin și delicat și nu unul dur și răutăcios. Iar sufletelul este unul cald. Un cald copilăros și nu unul rece și obsedat după bani. Deja e suspect. Bine, nu mi s-a întâmplat. Asta e din ce mi-a povestit un prieten. Deci nevasta lui venea cu ore după program în fiecare zi. Deci ore suplimentare. Da, reciclează-mă! Vreau să zic, muncea mult. Avea grijă să șteargă mereu agenda telefonului, să nu se vadă apelurile recente. Și ce să vezi, când i-a făcut un copil, prietenul meu ăsta, băiatul despre care vorbesc, nu eu. Când a făcut un copil, ce să vezi, nu seamănă deloc cu el. Săracul băiat. Da, culmea, a făcut o fetiță, care fetițele sunt lăit, taților. Aia biologici. Cu siguranță fetița este lăit, dar nu el, este cu cine a făcut-o. Mă rog, nu știu exact de ce râd, e o poveste tristă până la urmă, nu? Da. Omul a avut încredere în femeia, că e serioasă, că stă peste program, că muncește, e foarte harnică de felul ei. Chiar dacă acasă nu făcea mai nimic, ciudat, era harnică doar la serviciu. Vorba lui Smiley, de unde vii la ora asta? Poate scotocea în telefon? De la prima întâlnire, am fugit cu viteză mare, la fel cum au fugit curierii. Curierii care tocmai au venit și ne-au adus niște produse. Da, asta, după da, ce a pus Puiuletele clipul ăla în care are o bâtă pe umăr și, și e dură, se uită urât și spune că rupe bâta pe spinarea la alea care încearcă să mă fure. Sau... Da. Au venit niște curieri cu marfă, ar fi trebuit să ia bani, cash, de la noi. Păi da, era ramburs. Era ramburs, nu era plătit deja. Ăia săraci când au văzut-o că a ieșit îmbrăcată la fel ca în clipul ăla. Doar că n-avea bâta pe umăr, în rest era exact la fel. Canadiană, da. Când a ieșit așa Puiuletele la ușă, ăia săraci au lăsat produsele și s-au cărat. N-au luat banii. Ia săracii au vrut doar să se salveze. Da. Știi, să plece în viteză cât mai mare, să scape cu viața. O și văzut clipul cu Puiuletele cu bâta pe umăr. Bineînțeles că am rămas șocat ce am văzut. Erau unele care își dădeau și prețurile pe net. Chiar au avut grijă să-mi spună. Suntem două domnișoare care nu știu ce, deci cumva au formulat-o ca să-mi spună că-s domnișoare. Eram uma pădurii în poza aia. Aș vrea tot nimeni să întrebe dacă mai vie de aia care când o să moară să se ducă în iad cu așa viteză, când să se sperie diavolul când trec, bă, puneți-mă frână că vine aia prea repede în jos. Îmi sparge podeaua la iad, îmi sparge, știi? Păi sunt... pic săriți de oh, 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 oh.
Nu poți să ții minte când vorbești cu sute de oameni. Mai ales cu 300 de persoane. Nu poți să ții minte ce ai mai vorbit, cine este. Și zice că sunt credincioși. Mă gândesc că nu ia foc biserica atunci când intră în ea. Și buretele venea bătut de vânt. Apoi e ca o prințesă. Este alintată, tati o umbelește, pune jucăria în brațe, face masaj la lăbuțe. Așa arată frigiderul unor adulți. Dacă tu m-ai întrebat care este e-mailul, este clar că nu te uiți și că ești o mincinoasă împuțită. Vreau să zic. Așa sunt majoritatea, zi? Da, da. Apar că strântesc cu milion de inimioare și te iubesc și te ador și fac orice pentru tine și trec prin ocean, prin foc pentru tine. După 3 zile nu mai știe cine ești. Unele sunt nervoase după ce vede că nu îi cedezi la, nici cum să-i zic, avansurile ei. Avansuri. Romantice, fir, sexuale. Fir. Te mai chinui că poate ține să vomiți. Unele când văd că nu le răspunzi la avansurile lor romantice, se enervează. Dintr-o dată, deci era super îndrăgostită. Scria inimioare, noapte bună, motănaș. Și alte de-astea, știi, mă gândesc mereu la tine, mi-e tot de tine, bla bla bla. Când vede că nu e răspuns romantic, ci doar normal, adică super, mă bucur că îți plac clipurile. Ne bucurăm să avem fani. Da, când vede așa se enervează. Dintr-o dată nu mai este îndrăgostita, care era cu 3 zile în urmă, ci este o răutate din aia care scrie niște chestii foarte urâte. Sunt prefăcute. Și bineînțeles că este blocată imediat. Da, sunt prefăcute. Numărul casei. Blocului. Da, numai vin, o motănaș. numai să vin, motănaș. Da. Îți dai seama ce nervoasă ori fi alea care au impresia că orice bărbat le stă la picioare și n-ar trebui decât să-i pună o inimioară și e gata. Face orice vrea ea. Păi, dragilor. Îți dai seama ce nervoasă e când vede că nu iese nimic, cred că râd alea de ea după aia, știi? Da. Parcă zice că ești tare, că orice bărbat îți cedează, că e în limbă după tine, că... Cred că de-aia sunt nervoase unele. Fac aia, însă nu știu cum, sunt prințesa Egiptului, eu nu pun gura pe aia, eu nu ling aia, eu nu știu cum, că nu mi-a dat câte o bomboană sau ceva, știi, eu nu sug aia, că e cu zahăr, bomboană, știi, dai câte o bomboană și eu nu vreau să o sug cu zahăr, că băi, da, te-am văzut că o sugi pe la, peste tot, în cartier, adică pe toate magazinele pe unde au bomboane gratuite, știi că mai sunt magazine cu bomboanele puse acum. Am văzut că o sugi prin tot cartierul, sugi bomboane. Pe la bănci, în general, sunt. Da. Numai bomboana mea nu vrei să o sugi, că am văzut că, în general, sugi cam tot ce prinzi. Nu știi pe ce a pus gura înaintea ta. Și pe câte. Saloane. Și tot ca n-ai barat, oricum. Și mai sunt și niște cioar vopsite. Botoxate, făcute. Ce nu-mi place, cioara vopsită. Cam cum face și acum, când încearcă diverse femei cu... Te iubesc frumos, să le vină pe la mine. Da, da. Și puretele, practic, vrea să-și salveze ouăle. Să le țină lângă ea. Da. Cum ar fi, caților, nu vă legați de ouăle mele. Astea sunt ale mele. Sunt cu mâna pe ouă. Da, dar bine că nu se vede în jos. Te țin bine, da. Sunt ale mele. Da, ține bine de ouă să nu se spargă sau mai. Să mângâiem ouăle. I love you. You set my heart on fire. Și fetița te iubește. It is not just a little spark. It is a flame. A big roaring flame. I can... De ce faci, mamă? I can feel it now. Mângâi cameramanul. It's burning. Burning. Nu s-o vină să credeți niciodată de unde este chestia asta romantică, practic. Din Tom și Jerry. Cam este niște adulți, serioși aici. Mac.